Georgiana, mulțumesc. Avem date de ultimă oră acum de la poliție în dosarul care îl vizează pe unul dintre fondatorii Antold. Poliția a seară, un alt tânăr de 19 ani, iar acesta a depus o plângere pentru amenințare în acest dosar. Poliția nu l-a citat până la această oră pe fondatorul Antold. Vă reamintesc că anchetatorii au schimbat încadrarea în act sexual cu un minor după dezvăluirile din presă. Inițial, dosarul acesta fusese deschis pentru agresiune sexuală. Andreea Borboros urmărește subiectul și vine cu cele mai noi date despre ceea ce se se întâmplă despre cum decurg cercetările, ancheta aceasta. Andreea, te ascultăm. Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. În cursul zilei de ieri, un tânăr în vârstă de 19 ani a ajuns în fața anchetatorilor. Acesta a fost citat după ce se pare că ar fi fost martor la cele petrecute în urmă cu 3 ani în locuința fondatorului Antold. După ce a fost audiat, tânărul de 19 ani a depus o plângere pentru amenințare. Asta pentru că, spune el, în tot acest timp a fost amenințat de fondatorul Antold după ce tânărul ar fi furat mai multe perechi de încălțăminte din casa uh, acestuia. Cert este faptul că poliția s-a autosesizat în acest caz la scurtă vreme după ce scandalul care îl are în centrul atenției pe Bogdan Buta. Inițial, oamenii legii au anunțat că fac cercetări în REM pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune uh, sexuală, însă în urma audierilor, uh, oamenii legii au decis să schimbe încadrarea în acest dosar în act sexual cu un minor. Potrivit uh, legii, uh, trebuie să spus faptul că uh, actul sexual cu un minor se pedepsește cu închisoare de la 3 la 5 ani. În ceea ce privește însă plângerea de amenințare formulată de tânărul de 19 ani ieri, cel mai probabil procurorii o vor clasa asta pentru că, potrivit legii, au trecut cele 90 de zile, timp în care poți depune o uh, plângere. Deocamdată uh, Bogdan Buta nu are nicio calitate în acest dosar. Nu se știe dacă a fost uh, citat sau dacă urmează să ajungă în fața oamenilor legii, cert este faptul că surse apropiate fondatorului Antol susțin că în aceste momente el se află în Dubai.